Cum s-a născut această idee de a găti în poloneză? Ideea s-a născut, de fapt, anul trecut deja, când am pregătit mai multe, nouă, de fapt, filmulețe cu rețetele poloneze, cu șef Lore, care gătește acum pentru noi. Și ne gândeam că acum, după pandemie, putem face deja offline, adică cu lumea reală se gătește cu noi. Și m-am gândit că deci prima idee era să venim în orașele în care avem mai multe parteneriate, să le mulțumim partenerilor noștri că sunt cu noi și că putem colabora atât de frumos și să gătim ceva polonez. Și care este legătura cu Visegradul? Da, anul acesta grupul de la Visegrad sărbătorește 30 de ani și m-am gândit că putem promova în acest fel. Să nu intrăm prea mult în detalii, să pur și simplu gătim o mâncărică din Europa Centrală, care are o legătură extrem de mare cu România, prin Munții Carpați, că toate țările grupului de la Visegrad, ca și Polonia și Cehia un picuț și Slovacia foarte mult și Ungaria la fel un picuț, are Munții Carpați ca și România, așa că astăzi, de pildă, gătim ceva foarte carpatic, o supă din telemea și brânza de burduf. Sper că o să le placă. Cum de se întâmplă acest eveniment la Cluj? Am considerat că odată cu ridicarea unor restricții și venirea verii în sfârșit, să dăm startul unor evenimente legate de Polonia, pentru că există acest consulat al Poloniei la Cluj de un an jumătate și, din păcate, datorită perioadei pe care am străbătut-o, n-am reușit să ne facem remarcați și n-am reușit să facem nimica în sprijinul relațiilor bune între România și Polonia. Cum a fost experiența de a participa la Masterchef în Polonia și cum ne-a ajuns un român acolo? Cum a ajuns un român acolo? Chiar nu știu. Experiența a fost extraordinară, una din cele mai bune întâmplări din viața mea. Am trecut prin diferite niveluri de stres, de fericire, de bucurie. În același timp mi-am și îmbunătățit aptitudinile de a găti, așa că pentru mine a fost îndeplinirea unui vis pe care l-am de foarte, foarte mulți ani, acela de a găti pentru oameni cu multă iubire în inimă. Ne-ați venit să ajutați la promovarea culturii poloneze aici în România? S-a întâmplat un lucru frumos. În momentul în care, fiind român și promovând bucătăria și cultura românească în Polonia, am învățat și limba poloneză și am început să gătesc foarte multe preparate poloneze. Astfel că, împreună cu Institutul Polonez din București, am decis să promovăm, de ce nu, să promovăm și cultura și gastronomia din Polonia în România. Preparatele, ingredientele sunt de foarte multe ori asemănătoare, doar modul de a le pregăti e puțin diferit. Și cred că în momentul în care cineva învață să facă ceva diferit cu aceleași ingrediente, fiecare este un câștigător.